Istorie înădită din fragmente. Asta se întâmplă în laboratoarele muzeului din Deva, unde restauratorii pregătesc piesele strânse de arheologi de pe șantierele din județ. Sunt sute de kilograme de materiale descoperite pe situri importante, precum Sarmice, Getuza, Regia sau pe autostradă, altele recuperate de polițiști sau descoperite întâmplător. Primul pas în restaurare este carantina, o sală unde ajung atât resturile de ceramică, cât și piesele de metal. Deci ele sunt puse în funcție de adâncime și de locul unde a fost descoperit. Vedeți? Sunt separate. Și eventual, dacă găsești fragmente ceramice din același obiect, automat se pun separat ca să poți să le și delimitezi. Acestea sunt fragmente dintr-un vas, efectiv. Iona Popițiu este șefa secției Restaurare, Investigații, Conservare din cadrul Muzeului Civilizației Dacice și Romane. Are 30 de ani de activitate și este singurul expert restaurator cu dublă specializare al secției. Tot ce au descoperit arheologii timp de 3 decenii au trecut prin mâinile sale sau ale colegilor ei. În laboratorul de restaurare metale se muncește la piesele descoperite la grădiștea de munte în situl Sarmizegetusa Regia. O parte sunt deja restaurate, așa că se poate observa foarte bine diferența dintre artefactele dacice înainte și după intervenție. Se poate vedea foarte bine forma sub care ele intră la noi în laborator, acoperite de depuneri foarte importante de pământ, de praf, de strat vegetal, de straturi de oxizi foarte importante. Și după ce sunt restaurate, printr-un proces care presupune mai multe etape, un proces destul de laborios și minuțios, ele vor fi aduse într-o astfel de formă. Deci s-au curățat, pentru că aici este un caz fericit în care se păstrează miezul metalic al obiectului, nu este complet mineralizat. Avem multe obiecte, pentru că în zona cetăților dacice este un sol foarte agresiv, multe obiecte sunt complet mineralizate și atunci comportă alte operații de restaurare. Dar tot în acest laborator sunt în lucru și sutele de monede care alcătuiesc tezaurul de la Romoșel, o descoperire întâmplătoare și fericită din moment ce piesele au ajuns de la găsitor la muzeu. Sunt monede mari de 6 creițari, asupra cărora experții intervin cu atenție sub o lupă care mărește de 40 de ori detaliile. Obiectele, după ce au fost datate și s-a văzut autenticitatea lor, au intrat în procesul de restaurare la noi. Este un tezaur destul de amplu, de sute de monede, și în tranșe de câte 30-50 de obiecte lucrăm pentru curățarea lor, pentru că fiecare obiect metalic comportă anumite procese specifice de restaurare. În cadrul monedelor s-a convenit să se curețe până la suprafața metalică curată. Alături în laboratorul de restaurare ceramică, experții par niște jucători de puzzle. Primesc de la arheologi 10 de fragmente pe care le transformă în vase antice splendide. Este o muncă extrem de migăloasă. După îndepărtarea depunerilor și spălare, neutralizare și uscare, fragmentele ceramice își pornesc fluxul de restaurare în laboratorul propriu-zis de ceramică, după ce au fost selecționate. Și aici noi presupunem că avem un vas, după nuanța pastei, după ingredientele care au fost introduse în pastă, vedeți că au mici pietricele și nisip, după structura ei și forma pe care noi am considerat că ar putea să o alcătuiască un vas. Ceramica trece prin mai multe stadii de restaurare. Se începe de la bază și, piesă cu piesă, vasul prinde forma pe care i-au dat-o olarii cu mii de ani în urmă. Se selecționează fragmentele de la bază, se încearcă să se potrivească și se asamblează cu adeziv. Adezivul este transparent, formează o peliculă rezistentă, conferind rezistență vasului, și se pornește de la bază, încet, încet se reface. Partea de gură a vasului cam e forma deja finală de reconstrucție. Aici aveți un alt vas care a ajuns în forma aceasta. El a fost identificat, asamblat și este într-o formă în care se poate întregi. Are destule elemente necesare, mai mult de 50% din fragmentele originale. Acesta este deja asamblat, conservat.
După zile întregi de muncă, apar vase mari de zeci de centimetri sau mici bijuterii din lut care încap în palmă, precum ceșcutele din cultura coțofeni. Sunt zeci de piese din epoca bronzului și din neolitic, care de astă toamnă au avut parte de atenția și priceperea restauratorilor din Muzeul Devian, piese gata să ajungă la arheologi, apoi în vitrinele din colecțiile muzeului. Unele dintre ele se întregesc pentru că au toate elementele de reconstituire și se întregesc, altele se păstrează, cum este acesta, de exemplu, în forma aceasta, el oferind informațiile necesare arheologilor ca să poată să reconstituie situl din care ele provin și datele istorice despre locul respectiv.